Activitate inedită la Colegiul Național Teodor Costescu din municipiul Drobeta, Turnu-Severin. Elevii sprijiniți de profesori au pus în practică săptămâna francofoniei, eveniment menit să le reamintească elevilor importanța cunoașterii unei limbi străine, așa melodioasă precum este franceza. În fiecare an, la data de 20 martie, se marchează Ziua Internațională a Francofoniei, iar cu această ocazie, elevii de la Colegiul Național Economic Teodor Costescu din Drobeta, Turnu-Severin, au celebrat într-un mod cu totul și cu totul inedit. În fiecare an, Colegiul Național Economic Teodor Costescu punctează Săptămâna Francofoniei prin activități ca cele desfășurate și astăzi, adică desene pe asfalt, concurs de postere și prezentarea unor obiective turistice în limba franceză. Sper ca pe viitor să implicăm cât mai mulți elevi, mai ales că în cadrul școlii noastre avem clase cu profilul tehnician în turism și alimentație. Ca urmare, dezvoltarea limbajului, fie în franceză, în engleză sau în orice altă limbă de circulație internațională, este benefică. Activitatea a avut ca scop sădirea în rândul elevilor a mândriei apartenenței noastre la marea familie a vorbitorilor de limba franceză, precum și conștientizarea faptului că limba franceză poate însemna reușită în plan social și profesional. Am organizat această activitate la Colegiul Național Economic pentru a încerca să promovăm limba franceză. O limbă care este din ce în ce mai puțin învățată în instituțiile de învățământ din România. Și având copii cărora le place limba franceză, care au și locuit în Franța și au revenit în România, ne-am gândit să le oferim o șansă să încerce să folosească cât de cât limba franceză și să o promoveze și către ceilalți colegi. Activitățile extracurriculare de acest gen sunt benefice pentru copii, pentru că noi, având profile de turism, încercăm să-i îndrumăm spre călătorie, spre cunoaștere și, bineînțeles, spre utilizarea limbilor străine în activitățile lor. Sărbătoarea francofoniei este o ocazie în plus de a celebra limba franceză, această limbă de o mare bogăție și sensibilitate care ne farmecă sufletul. Elevii au fost extrem de încântați de această activitate, menită să le reamintească de importanța cunoașterii unei limbi străine. Astăzi ne-am adunat aici să sărbătorim Ziua Francofoniei, pentru că este o zi internațională a limbii franceze, a ziua tuturor statelor în care se vorbește limba franceză și ne-am adunat aici să facem și noi o activitate pentru că multora dintre noi le place limba franceză. Aceștia au celebrat limba franceză în felul lor caracteristic, prin desene cu specific pe asfalt, cât și prin prezentarea unor obiective turistice în limba franceză. Activitățile de acest gen vor continua toată săptămâna.